În penitenciarele din România guvernează legea junglei. Asta susțin rudele mai multor deținuți care au scris pe adresa Realitatea TV. Oamenii atrag atenția că odată ajunși în penitenciar, cei condamnați nu au șanse de supraviețuire dacă nu sunt puternici fizic, psihic sau financiar. Bolile contagioase, condamnații periculoși și umilința pândesc la tot pasul, susțin ei. Ziua muncește pentru a-și întreține tatăl aflat în penitenciar, iar noaptea se gândește cu groază că s-ar putea să nu-l mai vadă niciodată. Este drama Irinei, al cărei tată este încarcerat la Rahova. Tânăra și mama ei fac eforturi să-i dea bărbatului în fiecare lună 2000 de lei, bani necesari pentru mâncare, de regim și medicamente. Cine greșește, plătește. Dar vreau să știu că trăiește în niște condiții omenești. Dacă noi nu avem posibilitatea să-l ținem acolo, oare ce se întâmpla cu el? Oamenii care nu au, să zic, o anumită putere, atât financiară cât și, nu știu, verbală, fizică, sunt călcați în picioare. Primesc mâncare de animale, sunt tratați ca niște animale și trăiesc în condiții în care nici măcar animalele nu pot să trăiască. În afară de pâine, tatăl Irinei, ca mulți alți deținuți, nu se poate atinge de mâncarea din penitenciar. Mâncare de fasole. Vreau să vă spun că mâncarea de fasole înseamnă o zeamă cu un condiment, probabil, sau cu un sos roșu, nici măcar boabe nu există în mâncarea aia. Deținuții la bucătărie lucrează efectiv goi și curg apele pe ei, să nu mai zic că tot ce curge de pe ei curge în mâncare. Nici la penitenciarul Jilava mâncarea nu ar fi mai bună, o spune Carmen, al cărei soț își ispășește acolo pedeapsa. Că a avut o mâncare, o tocană de organe de porc și rinichii respectivi, vă dați seama, că nu sunt curățați cum trebuie, miros a urină. Dacă deținuții se pot feri de mâncare, de bolile contagioase, mai puțin. A luat o ciupercă, care s-a extins foarte mult. De 2 luni de zile se roagă de doctor să-l examineze, l-a dat afară din cabinet și a spus, auzi, băi, te duc la dermatolog când am eu bună dispoziție, nu când vrei tu. Femeia susține că a văzut cu ochii mizeria din spatele gratiilor. În camera intimă, lenjeriile de pe pat nu ar fi schimbate de la o vizită la alta, iar dușul ar fi defect.